Malele, cum îl cheamă? Malele. Da, da, da. Iarăși un atacant, că era să-l uit. Foarte interesant. Da, da. Bine, sunt, el, având un CV la un dat bun în cariera sa, că și asta e o discuție, Bratone, și trec în zona de Dinamo, că nu avem ce să facem. Că vorbim de jucători care nu au mai evoluat mult timp, trebuie să ajungem la Dinamo. Era acel Josef Akpala, s-a accidentat grav. Tu, dacă ai fi acum antrenor la Dinamo și ai fost la un pas, știm foarte bine, ai accepta astfel de întăriri? Că în momentul de față e imposibil să-ți vină un jucător cu meciuri în picioare, îți vin numai băieți care nu joacă de 6 luni, un an de zile. Te poți folosi de ei sau riscul este foarte mare să se întâmple ce s-a întâmplat cu Akpala? E riscul foarte mare. Nu? Păi da, te uiți. Acum există site-ul de specialitate în care vezi un jucător exact de când a mai jucat. Păi Albetoza avea un an și 3 luni până la Dinamo. Da, Albetoza, te uiți și la istoricul lui. Da. Te uiți la istoricul, la fișa lui medical. Da. Da? Îți dai seama câte accidentări, ce fel de accidentări ai avut. El, dacă te uiți la Akpala pe CV, așa ca și echipe, e foarte interesant. Da. Dar accidentările l-au măcinat. Albentosa e diferit. El, într-adevăr, nu mai jucase de un an, ultimul club în... La Sofia. Da, în Bulgaria. Dar... avea ceva în spate. A jucat în La Liga. Dar te întreb altceva, Bratone. Contează și posturile? Adică una e să fii atacant fără meciuri un an și ceva și alta e să fii fundaș? E poate mai simplu să fii fundaș? E foarte simplu. E mai simplu? Mult mai simplu. Pentru că tu trebuie doar să te aperi. Exact. Ca atacant e o uzură mai mare. E o uzură mai mare. Da, e o uzură mai mare. Ești în contact tot timpul și ca fundaș, dar... știi cum e, ca fundaș acolo trebuie să distrugi. Acolo trebuie să ruperi de rit, să sprintezi. Acolo, exact. Da. Ca fundaș trebuie să te poziționezi bine, preluare, pas. Ca atacant trebuie să te demarci, să vii la pas, să redublezi, să pleci în spațiu. Depinde ce calități ai, să te lupți cu adversarul, să joci cu fața, cu spatele, să dai gol. Ai mai multe responsabilități. Nel Dăncescu, fostul tău coleg, l-a luat și pe margini din culoare și de nu-ți lupă acolo. Se strâng ceva din Amoviș la CS. Da, se strâng și e foarte bine, pentru că au acumulat destul de experiență, au expertiză în ceea ce înseamnă fotbalul și pot oferi copiilor mai departe din practic experiența lor de fotbaliști. Marius Nicolae îl știm, a fost un atacant mare, imens, sigur va face antrenamente interesante, utile cu cei mici. Crezi? Înțeleg că e și aici o expertiză pe care trebuie să ai la copii. Nu poți să îi pregătești cum pregătești seniorii. Păi nu poți, adică trebuie să te pricepi. S-a interesat și Marius sau cei care l-au angajat acolo sau nu știu dacă a venit pro bono sau... Cred că pro bono. Da, cât să-i dea la CSE. Da, nu, dar face asta cu drag. Sigur, îl cunosc pe Marius, un caracter deosebit. Uite, îmi spun colegii, este voluntar, într-adevăr, a venit. Da, și sigur, cei mici vor avea foarte multe de învățat. De la oameni ca Danciu, ca Dănuț Lupu, Marius Nicolae, ce fotbaliști au fost. Da. Tu te-ai băgat un proiect ăsta? Sau vrei să rămâi în zona de antrenorat la seniori? Eu vreau să rămân în zona de antrenorat la seniori. Am fost la juniori. Ți-ai făcut perioada de ucenicie, pentru mine, nu? Obiectivul acesta este. Da, mai un pic, probabil, din vară o să găsești. Din vară, sigur, o să mă vedeți la treabă. Da, așteptăm. Bun, zi-mi de Dinamo, joacă cu Mediaș. Da. Cum se pare partida asta, având în vedere ultimele meciuri ale ambelor echipe? Păi, e foarte complicată. Nu trebuie să pierde Dinamo. Având în vedere că Iașul nu a câștigat astăzi, orice punct pentru Dinamo contează. În același timp, uitându-mă pe linia de clasament, nici Mediaș nu este într-o situație liniștitoare. Dușan Urin a fost antrenor acolo, a plecat cu niște litigii, cu probleme. Probabil că cei din club vor fi foarte ambiționați de acest lucru, că va juca împotriva lui Dușan și a lui Dinamo și vor avea o altă motivație, dar Dinamo trebuie să aibă atitudine, trebuie să-și joace până la ultima picătură de energie. Am încredere în fiecare jucător, am încredere în fiecare
om care este acolo că încă pot reuși. Da, brațane, sunt da. Meciuri. Sunt încă 7 meciuri, nu? 7 meciuri. 7 sau 3 cu 2, 5 cred că au mai rămas cu ăsta. Nu, nu, cu nu, 7 mai sunt. Ba, da, ai dreptate, mai sunt două, corect, cu FC Argeș și cu Chindia. Da, da, așa este, 7 mai sunt. Da, mai sunt 7 meciuri. Dinamo din cele 7, nu știu, să câștige 4, să facă ceva. Ce mă îngrijorează pe mine, Victor? Singurul lucru care mă îngrijorează este că Dinamo nu scrie. Aici, ăsta e lucru care mă macină pe mine. Și ce nu merge? Pentru că, uite, ne uităm un pic, primește penalti cu UTA și Sorescu ratează. Și aici e o altă problemă, de ce execută Sorescu și nu vin executanții normali, Anton sau Nemes. Sorescu a bătut în ultimul timp, din câte știu. Eu din câte știu, Anton era principalul executant. Nu știu, aici antrenorul. Și mai e ceva, Bratone, el a scos penaltiul, știu că e o regulă nescrisă la voi, când scos penaltiul e bine să... Unii se țin de ea, unii nu. Tu ții cont de chestia asta? Nu, n-am ținut. Nu? Nu. Ah, ok. Bă, dar asta, dacă te faultează, înseamnă că nu se mai înscrie. Mi se pare o prostie. Ce legătură are? Superstiție, probabil. E o superstiție, da. Exact. Nu, n-are legătură. Asta mă îngrijorează pe mine la Dinamo, că echipa nu bagă mingea în poartă. Și o problemă a fost și faptul deci, că Sorescu... Deci Dinamo nu a mai înscris de la meciul cu Clinceni. Da. Dacă da. Nu mă știu. Când au pierdut 3-1, nu? Da. Și atunci au pierdut. Sorescu a fost mutat, potrivit spun eu, de către Urin. Din punctul meu de vedere, Sorescu e irosit ca fundaș dreapta. A venit cu Ehman, care e stopper. Mi se pare că se irosește și în partea stângă Sorescu, din punctul meu de vedere. Adică el e aripă dreaptă la bază. El e aripă dreaptă. Asta... Și tu știi pentru că tu l-ai adus la Dinamo. Exact. Și știi de ce spun, Victor? Sorescu are forță, viteză, da. Dar este un jucător liniar. Dacă e jucător liniar, trebuie să-l țin pe piciorul lui drept. Uh-huh. Trebuie să-l țin pe piciorul lui, pentru că dacă îl bag în stânga, îl chinui. Nu că îl chinui, dar acolo are tendința să intre în centru, are tendința să intre în combinații și se irosesc niște situații bune. Așa în partea dreaptă. Știu că joc pe Sorescu în profunzime, știu că joc pe Sorescu la margine și Sorescu de acolo ce trebuie să fac? Să-mi centreze, să scoată om din joc, să tragă la poartă, e pe dreptul, e diferit. Îl limitezi un pic, dar în același timp îl faci să aducă mingea mult mai ușor în fața porții. Mi-a plăcut Ahmed Bani, sincer. Deci Ahmed Bani... Dar n-are fizic, dacă vedere, o să crească și fizic. Da, la meciul acesta a avut cele mai importante, nu știu, ocazii, situații. Atrage la poartă, are un stâng foarte bun. Deci nu ar trebui să lipsească. Nu știu, tu l-ai prins pe la echipă, era? Sau? Era Micus. Eu cunosc Bani de foarte mulți ani. Nu, când eram eu... Deci l-ai urmărit. Da, avea 16 ani, l-am urmărit. Dar Ahmed Bani, în momentul de față, nu, ca și under, și până la urmă nu neapărat că e under, dar calitatea lui nu ar trebui să lipsească din jocul lui Dinamo, sincer spun. Da. Dușan Urin l-a cerut de urgență pe Costinica. Știm foarte bine, Costinica de la începutul lui martie se antrenează cu Dinamo. A scris Pro Sportoase, cei doi au avut o discuție în care Urin l-a întrebat dacă poate să joace 90 de minute. El a zis că da. Urma să-i se ofere un contract, însă conducerea tot amână acest moment. Și vreau să te întreb, Bratone, că tocmai vorbeam mai devreme. Costinica, ok, n-am așcat de mult. Dar crezi că e o variantă mai bună decât o improvizație gen Ehman sau Ricci Grigore în dreapta? Adică doar să-și facă treaba defensivă. Ricci Grigore n-a jucat în dreapta. Nu, am dat un exemplu de alt stopper. Ricci Grigore a mai jucat în stânga, de exemplu. Da, Ehman joacă acolo și pentru că este under. Da. Ehman, pe poziția aceea, a fost folosit ca și under. Acum, la meciul acesta, a jucat Ehman, under și cu Bani, nu? Da, da, da. Aceștia au fost. Da. Dacă stai și dai timpul înapoi și îl iei pe Nica de acum câțiva ani, spui că e un transfer reușit. Da. Acum nu știu, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere fizic, care mai este situația lui Nica. Mie Nica, când a plecat de la Dinamo, la Atalanta, în 2012, da. Era un fundaș care spune, bă, stai un fundaș țapăn, puternic, de ăsta treci greu. Însă timpul, accidentările și pentru el și-au spus cuvântul în mod negativ. Așa ca și
profil, da, e un fundaș dreapta veritabil de care, normal, Dinamo ar avea nevoie. Acum, crezi că faptul că are 28 de ani și are clar o experiență îl poate ajuta să domine lipsa de capacitate fizică pe care e firesc să o aibă după un an de pauză? Da, Nica, din câte știu eu, l-am avut și eu o perioadă scurtă la Dinamo când am antrenat, nativ stă bine fizic. A, l-ai prins și tu, nu mai mi-am ceva aminte. Da, nativ stă destul de foarte bine, puternic. Destul de bine fizic. Acum contează mentalul lui, cât de pregătit este pentru situația. Trebuie să iei contextul de la Dinamo în momentul de față, cu totul. Cât e de pregătit pentru a face față la nivelul pe care era la Dinamo și presiunea care este la Dinamo. Asta vreau să văd de la Nica. Dacă joacă simplu, dacă se vorbește cu el, dacă din poziționare, din experiență, asta stă spun, se poate. Acolo, cu timpul, pentru că oricum nu ai alte soluții ca și fundaș dreapta. Nu există niciun fundaș dreapta de meserie. Exact, îl poți pune pe picioare. Acum, să vedem, contează foarte mult de el și de ceea ce se transmite dinspre banca tehnică. Nemeț, cum ți se pare că vorbim de postul tău? Nemeț? Greu, nu știu. Dar de ce? De la vârstă? Nu e pregătit? Nu mai e cu capul la Dinamo? Ce simți? Că tu vezi altfel lucrurile decât noi, că ai fost atacant. L-am avut și eu, am jucător. Da. N-am mai jucat nici el foarte mult timp înainte să vină la Dinamo. Face o risipă fantastică de efort, dar Nemeț nu are realizări în momentul de față. Nu are realizări că nici echipa nu are și e complicat el ca atacant să aibă lucrul acesta. Dar sper să-și revină, pentru că Victor e singur număr 9 pe care îl are Dinamo. Da. Eu credeam foarte mult în Robert Moldoveanu. Eu cred foarte mult chiar și în Blejdea. Sunt, chiar dacă nu sunt număr 9 atacanți clasici, dar uite că vedem și tendințele acestea din fotbalul modern. Nu mai sunt, sau nu fiecare echipă din fotbalul modern, din cele 5-6 campionate din lume, mai joacă cu număr 9. Da. Joacă cu 3 atacanți în față, care sunt versatili, pot acoperi mai multe poziții, au tehnică, regim de viteză, au execuții. De asta spun că a venit mod asta cu pitici în față. Da, da, fâșneți. Da, exact. Care pot surprinde, care aduc un dezechilibru defensivelor adverse și se poartă lucrul acesta. Eu sper ca Nemeț să ajute în continuare Dinamo, pentru că are nevoie Dinamo de Nemeț. Bun, deci ca să concluzionăm pe Dinamo, tu tragi speranță în continuare, spui că nu e totul pierdut și că ai încredere în jucătorii lui Dinamo. Da, am că încredere. Că pot salva echipa. Eu, până la ultima picătură de energie, am spus-o și mă repet, ei trebuie să creadă în primul rând că, uite, îi ajută și rezultatele într-un fel, să știi. Pentru că se complicau lucrurile dacă bătea Iași azi. Da, păi trecea direct pe loc retrogradabil direct Dinamo. Adică Dinamo trebuie să se bată în continuare, are șanse. Și etapa următoare are cu Voluntari până la urmă. Da, da. Bun. După aceea au două meciuri de plasare, trebuie să înceapă să acumuleze puncte, nimic nu este.